Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre proiectul Miria. Un like, un subscribe mă ajută foarte mult și vă mulțumesc. Este un proiect pe locul... Cât ești, mă? Stai să văd. Locul 334 la data filmării. Și înainte să îmi săriți în cap, Dani, ce faci că încep să prezinți tot felul de ciudățele de pe locul 300 și nu știu cât. Vă zic doar, aveți răbdare și o singură chestie, primul lucru. Voi trebuie să intrați în proiecte înainte să devină interesante. Voi trebuie să investiți în proiecte, nu unde sunt acum, ci unde vor să ajungă, unde au șanse să ajungă în viitor. Și atunci, acest proiect mie mi se pare foarte interesant. Hai să vedem despre ce este vorba, dacă vă convinge sau nu. Până la urmă, decizia va fi doar a voastră dacă investiți sau nu în acest proiect. Eu doar analizez, vă prezint, sper să folosiți canalul meu ca și sursă de informații. Ce este Miria? Este o soluție de scalare L2 pe Ethereum pentru tot ce înseamnă blockchain, gaming și așa mai departe, pentru NFT-uri. Au și un parteneriat. Ei au o soluție de scalare, de fapt, în parteneriat cu cei de la Starkware. Ar trebui să știți cine sunt cei de la Starkware. Și ei oferă confirmare instantă, ei se laudă cu zero gas fee când mintezi și faci trading de NFT-uri fără să compromiți și securitatea asset-urilor tale. Acum, acest L2, suita lor de produse, care este dezvoltat utilizând soluțiile celor de la Starkware, care vă zic acum e un foarte mare proiect pe scalarea Ethereum și folosesc Zero Knowledge Rollup Technology. Zero knowledge, din tot ce am studiat eu, această suită de produse sau așa mai departe, sunt peste cele optimistice, ca și siguranță și viitor în tot ce înseamnă ecosistemul Ethereum. Din ce țin eu minte, acum mai mulți ani, cred că am mai zis-o pe canal, Vitalik, când se referea la viitorul scalării Ethereum, cumva ținea partea cu ce înseamnă ZK. Ele sunt niște produse mai complicate de implementat și de aceea au apărut repede pe piață și au prins acestea optimistice. Dacă vreți să mă susțineți, acum, aș putea acum să vă prezint o grămadă de chestii tehnice despre proiect, dar până la urmă ce trebuie voi să țineți minte este L2, ZK Rollup Technology, Ethereum, blockchain gaming. Din punctul meu de vedere, nu are cum să nu performeze în bull market. Deci are tot ce trebuie ca să aibă hype. Hai să vedem ce ar mai fi interesant despre proiect, înainte să mergem pe contul lor de Twitter și pe site. Păi, câți bani au strâns? Au strâns 600 de mii de dolari. Și acum am slăbuți. Totuși, nu faceți comparația cu celelalte proiecte pe care le-am prezentat până acum, pentru că ei nu au nevoie să strângă atât de mulți bani, pentru că, să fac așa un spoiler, unde erai, mă? Deci, m-am făcut de minune. Ce vreau să zic? Deci, uite aici. Pentru că ei fac foarte mulți bani, la fel cum a făcut și Gala Games. Uitați cum arată graficul Gala. Nu știu, poate ajunge și tokenul ăsta la fel. Și din ce a făcut Gala Games o grămadă de bani. Stai, mă, unde eram? Aici eram, nu eram aici. Aici eram. Nu, aici eram. Din a vinde noduri, adică voi dacă vreți, în prezent, cred că costă vreo 5.000 și ceva de dolari, o să recreez exact ce au făcut foarte multe persoane pe ecosistemul Gala Games. Au cumpărat noduri prin care ei au ținut rețeaua, efectiv erau ca un validator, și obțineau reward-uri în fiecare zi. Cu cât se vând mai multe noduri pe Miria, la fel cum a fost și pe Gala, următorul nod va fi și mai scump, și mai scump. La fiecare 100 de noduri vândute, crește prețul nodului cu 100 de dolari. Și atunci, cei de la Miria Games, Miria, nu au nevoie de bani mulți ca să strângă de la investitori, pentru că ei generează bani prin aceste noduri. Și acum, era pe aici, trebuie să vă conectați contul de MetaMask, în fine, intrați și voi dacă vă interesează, eu doar vă zic ca și idee de venit pasiv.
cine e interesat, nu vă obligă nimeni, n-am nicio afiliere cu Miria și așa mai departe, nu vă dau niciun link, deci efectiv doar vă prezint. De ce? Nu a fost nevoie să strângă sute de milioane sau zeci de milioane de dolari, pentru că ei își fac banii din acele noduri. Acum, ce am mai găsit eu pentru voi, între 5 și 6 aprilie a fost o vânzare pe platforma gate.io, s-au strâns 40.000 de dolari și s-au vândut tokeni Miria cu 0,002. Na, nu știu dacă vă ajută sau nu, oricum noi, pulii mei, nu o să putem cumpăra niciodată la prețurile acestea, dar am zis, mai bine să știți toate informațiile, deci am stabilit câți bani, ce fac, hai să vedem totuși cum arată site-ul lor, nu? Aici avem frumos Miria, poți să rulezi un nod și să obții reward-uri în tokenul Miria și să și de asemenea și reward-uri în NFT-uri și în același timp, în timp ce tu faci venit pasiv și obții reward-uri, tu de fapt ajungi la descentralizarea rețelei astfel încât rețeaua să funcționeze. Deci, ce înseamnă nod? E ca un validator pe orice blockchain, voi va trebui să vă instalați un program, un soft, trebuie să urmăriți acolo la ei pe site și pe calculatorul vostru trebuie să meargă tot timpul, deci azi luați în calcul tot. Trebuie să cumpărați tokenii Miria înainte să vă dea să cumpărați acea licență, deci cine e interesat găsește pe site-ul lor tot ce trebuie să faceți. Dar acest video nu este neapărat despre hai să ne cumpărăm toți un nod și gata, ne ducem și dormim și facem bani la infinit. Nu. Eu vreau să vă prezint, să vedem dacă e interesant să cumpărăm tokenul Miria. Nu trebuie neapărat să fim validatori, să avem noduri pe rețele. Și înainte să continuăm, hai să vedem totuși white paper-ul. Sunt 19 pagini. M-am uitat așa în mare. Deci nu vin acum să vă mint că eu am citit 19 pagini ca să vă fac vouă un video. Nu face Dan chiar din astea. Are grijă de voi, dar nu halul ăsta. Și aici avem prima, avem mai multe capitole, ca să zic. Avem prima parte Miria Overview, în care se vorbește despre infrastructura Miria și tot ce înseamnă aceste developer tools, despre platforme, despre studiourile Miria, despre tokenul Miria la pagina 2, ce probleme vor ei să rezolve, acest gaming landscape, scalabilitatea Ethereum, ce probleme sunt pentru developeri, probleme de lichiditate pe NFT-uri, care este soluția lor tehnologică. Aici avem Miria L2, un zero knowledge rollup layer 2 ca și scalare și așa mai departe. Vedem și partea de utilitate token, tokenomics. Asta vă interesează, mă gândesc și pe voi. Și atunci mergem la pagina 13, frumos aici, să vedem ce scrie. Aici ne vorbește și despre wallet-ul Miria, avem și un marketplace de NFT-uri, dar până la urmă fiurile de unde se realizează venituri pentru protocol, cum am zis, din fiuri, din fiurile de pe marketplace, vânzările principale, acele noduri. Și acum, hai să vedem. Deci vor fi doar 40.000 de noduri Miria. De aceea e sistemul acesta, la fiecare 100 se mai pune 100 de dolari. Primul venit are cel mai ieftin preț și atunci și maximizarea lui a profitului este cea mai mare. Și acum, tokenul. Este un token ERC de pe Ethereum. Folosește ca și bază pentru tot ce se întâmplă pe suita lor de produse. Va fi distribuit pentru anumiți parteneri de pe jocuri, operatorilor de noduri, adică voi dacă vă faceți acel nod și tuturor participanților în ecosistem. Acum, o parte din fiurile de pe, din tot ce se întâmplă tranzacții, se plătesc în tokenii Miria. Toate nodurile pot fi cumpărate doar folosind tokenul Miria. Deci, până la urmă, avem utilitate tot mai mare pe token. Avem și partea de staking. Acestea vor fi implementate ulterior, va fi așa un staking reward pool care va distribui reward-uri. Avem și partea de guvernanță, puteți să votați în ce direcție merge proiectul, dar cum am tot zis, asta e doar o narrativă. Balenele mari, smart money, ce vreți voi, dețin oricum deja supply-ul care trebuie și atunci iau deciziile, dar în teorie se poate folosi. De asemenea, încă o utilitate tare pentru token. Tokenul Miria va putea fi folosit și pentru a cumpăra NFT-uri exclusive lansate sub acest studio Miria și hai să ne uităm la Tokenomics.
până la urmă o să fie 50 de miliarde de token Miria. Acum vreau să văd dacă e corect pe CoinMarketCap. E corect. Deci 5 miliarde de token Miria, din care no demissions, adică ce vor primi cei care țin rețeaua, ghilimele validatorii nodurile, 36%. De aceea, dacă vă uitați, și Circle Length in Supply este foarte mic momentan, doar 18,31%. Partea de dezvoltare proiect, 19% din supply, acest ecosistem fund, vă dați seama, tot pentru a dezvolta tot ce e în spate, parteneriate și așa mai departe, 40%, o rezervă strategică 2% și TGE și partea aceasta de lichiditate 3%. Acum vedem aici frumos cum vor fi emisiile pe tokeni. Se primesc reward-uri zilnice pe un sistem așa de halving și halvingul se întâmplă la fiecare 2 ani. Deci copiază cumva rețeta Gala. Deci pe Gala, halvingul este o dată pe an. Pe Miria o să fie halving la 2 ani și atunci o să fie tot mai puțin token Miria în circulație și atunci, în teorie, pe termen lung, o să crească valoarea tokenului pentru că nu o să mai fie atâta inflație, tot mai mică, tot mai mică, tot mai mică. Ideal, cei care vor să facă ceva bani pe termen lung, la fel cum au reușit cei din ecosistemul Gala, sunt cei care au cumpărat la început nodurile, când erau tokenii Gala foarte ieftini, când eram la început de proiect, cum e și acum, bear market, când costa puțin bani și atunci cumva se leagă cu cât trece timpul, cu când ne ducem spre bull market, o să coste și nodul mai mult, o să fie și tokenul mai scump și atunci nu prea mai merită, ca să zic așa. Acum, ei spun că protocolul va distribui aproximativ 12 milioane de token Miria pe zi până la halving. Și primul halving va avea, ei spun, primul în anul 3 și atunci va scădea distribuția până la 6 milioane, dar după aia halvingul va fi la 2 ani. Deci primul e la 3 și după aia din 2 în 2 ani. Și acum vedem aici frumos cum o să crească supply-ul, în caz că vă interesează și putem închide, am făcut și chestia asta. Hai să vedem. Deci asta am zis-o deja, utilitatea tokenului. Nodul, dacă vă interesează, găsiți pe site-ul ce trebuie să faceți. Hai să vedem marketplace cum arată. Pe partea lor de NFT-uri avem aici Ridiculous, Metaverse, Master Chip, KOFU, Genesis Sale, tot felul de colecții. Aici avem niște colecții lansate recent. Vă recomand și vouă să intrați în caz că vă interesează. Ce vreau să văd este partea de ecosistem. Aici putem bifa dacă vrem, dar vreau să le văd toate. Vreau să văd care proiecte Web3 se construiesc și folosesc Miria pentru a oferi, cum zic ei, zero gas fee, scalabilitate mare și securitate. Și avem aici MetaRush, este un joc din partea propriului studio, acel de la Miria. Mai avem aici MetaCart, tot de la Miria, mai avem Block Royale, Moonville Farms, le vedeți și voi aici toate jocurile, nu le zic pe toate. Deci tot mai mult, aoleu că s-a auzit lingurița din ceai, tot mai mult se pare că seamănă și creează și folosesc rețeta de succes a celor de la Gala. Dar când stau și compar Gala, Games, tot ce înseamnă ecosistem, și Miria, eu văd Miria să fie un Gala Games plus încă ceva. Faptul că ei au propria lor soluție de scalare. Și ZK Rollup, și Ethereum, și jocuri, și tot ce trebuie, face, din punctul meu de vedere, o rețetă bună din acest proiect. Acum, hai să vedem, până la urmă, nu, ce jocuri sunt din afara ecosistemului Miria, am pus aici bifa doar la ecosistem developer. Să vedem ce joculeți. Avem Moonville Farms, avem ăsta Mister 360 Cricket, Sessi Strawberries, în fine, până la urmă tot felul de joculețe. Hai să vedem și cele din partea propriului studio. Ar fi acestea trei, dar până la urmă, cum văd eu? Deci joculețele astea apar așa prostănace, ca să zic, unui cu nu știu ce căpșuni, unui cu de acțiune. Până la urmă, ce contează pentru noi ca investitori dacă alegem să investim în acest proiect? Să existe jocuri, proiecte care să genereze tranzacții, să facă fiuri, să se cumpere,
vândă NFT-uri și așa mai departe, astfel încât proiectul să genereze venituri, tranzacții, cum am zis, astfel încât să fie reward-uri și să crească ecosistemul și utilitatea tokenului și atunci și prețul va crește odată cu utilitatea și cu hype-ul, evident. Acum, dacă mergem pe partea de noduri, să vedem ce găsim la ei. Asta am văzut-o mai devreme, partea de developeri, nu suntem IT-ști, nu cred că... Uite, sunt și granturi pentru developeri, cei care vor să-și lanseze propriul joc pe ecosistemul Miria, în cobila albă. Partea de token, aici îi spun că au deja o comunitate mare, cu peste 300.000 de membri activi, au peste 1 milion de membri înregistrați, peste... sau aproximativ jumătate de milion de NFT-uri deja mintate pe soluția lor L2, Miria L2. Au peste 200 de jocuri, îi spun de calitate, deja pe ecosistemul lor. Aici vedem utilitatea tokenului. Cum am zis, mi se pare că utilitate foarte bună pentru token. Este folosit pentru a cumpăra noduri și reward-uri, pentru staking, pentru fee-uri din protocol, guvernanță, utilitate în plus suplimentară în jocuri, NFT-uri de asemenea exclusive. Hai să vedem și contul de Twitter, să vedem cum arată. 243.400 de followeri, arată bine. Ce spun ei că sunt? The Web3 Gaming Ecosystem powering over a million users trade with zero gas fees on Miria L2. Launch and scale your blockchain game in hours. Sună super, sună. Hai să vedem. Anunțul din 14 decembrie că s-a lansat tokenul poate fi cumpărat și de pe Bybit. Apropo, în caz că sunteți curioși, găsiți aici pe CoinMarketCap de unde poate fi cumpărat, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io și celelalte MEX, Bitmart și așa mai departe. OKX și Bybit și KuCoin ar fi cele mai mari exchange-uri de unde puteți cumpăra tokenul dacă ați făcut și voi research-ul și vi se pare un proiect ok pe termen lung. Hai să vedem ce au mai postat pe aici, pe Twitter, ce mai zic, cu ce se mai laudă. Uite, aici e un poll, acum Ana, e așa de glumă, ce ar vota oamenii dacă ar avea de ales între o conferință, un apel cu Satoshi, să aibă 100 de noduri Miria, să există adopția cripto, spațiu sau un Lambo. Și 63% aproape au votat să dețină 100 de noduri Miria. Ma, oare ce puteau vota cei care urmăresc pagina lor? Dă. În fine, acum vedem aici, ei se tot anunță, se tot laudă cu tot felul de joculețe. Uite jocul ăsta, Meta Strike, cum arată, ce face, de seama ei o să-și prezinte și o să ține la curent comunitatea cu tot ce se întâmplă, toate jocurile care se construiesc pe Miria. Uite și, nu știu dacă ați auzit, am aflat și eu de acum câteva luni, Alex Becker e un mare influencer pe partea aceasta de gaming. Și ce a zis el, că Miria My World, ce tare, adică Mark My World Miria, că ne-a spus tuturor despre Miria și bla 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 bla, și despre BIM, și pe BIM l-am prezentat. Și atunci, de ce vă arăt chestia asta? Pentru că există și hype creat de influenceri, astfel încât acest token, din punctul meu de vedere, și altele vor pompa bine în bull market, pentru că sunt pe narrativa potrivită de crypto gaming. Ăsta mai are în plus Miria și scalare și, v-am zis, tot ce înseamnă fundamente. E promovat și de tot felul de conturi. Uite, Alex Becker ăsta are 915.000 de urmăritori și atunci cei noi care o să intre în spațiul crypto o să urmărească tot felul de influencer și atunci o să-i atrag în acest proiect. Eu ce fac pe canal e nu să vă prezint proiecte care sunt hypuite de influencer, vă prezint proiecte care, din punctul meu de vedere, au în spate și fundamente. Și acest proiect, din punctul meu de vedere, pe research-ul meu, este cu fundamente. Acum, dacă mergem frumos pe explorat de la Ethereum, am vrut să văd dacă găsim ceva interesant, neinteresant. Deci, ca și concluzie, ca să nu mai fac video-uri lungi, am văzut că se
supără tot mai multe persoane, că vorbesc mult pe canal. Ce să zic, o să încerc să le fac mai scurte, să fac așa rezumat la rezumat. Dacă nu o să apuc să zic toate informațiile, ați vrut video mai scurte, deci are o capitalizare de piață mică, 105 milioane la data filmării, deci nu ne-am uitat deloc pe grafic, hai să nu se vadă. Discutăm strict de fundamente. Este în nișa potrivită. Suita lor de adică produsul ăsta lor de scalare, din punctul meu de vedere, e o mare bilă albă și atunci cine consideră că merită acest proiect să investească, eu zic să nu amâne foarte mult timp, faceți DCA dinamic, nu trebuie să dați acum all-in, că ați ratat trenul sau așa mai departe. Cei care vreți să o lași ca un venit pasiv, să cumpărați acel nod, faceți și voi un research suplimentar, vedeți cât de complicat este să, nu știu, să vă realizați toate cele, tot felul de chestii tehnice, ca să vă realizați nodul, vedeți dacă merită pentru voi, câte reward-uri se obțin, la cât trebuie să investiți, acum vă era spre 5.600-700 de dolari la data filmării. Până la urmă, nu trebuie neapărat să vă cumpărați nodul, nu cred că merită, adică nu că merită. Acum, hai să vă zic cum gândesc eu. Dă seama, în teorie, e ok, cumpere acel nod, faci reorder, poate îl vinzi mai încolo, dar eu prefer abordarea aceea simplistă. Nu stau acum să-mi fac tot felul de validatori, să stau cu calculatorul pornit, să fac nu știu ce update-uri. Până la urmă, eu sunt pe partea de a investi. Și la fel cum o să facem bani din Ethereum, din Solana, din EGLD, cei care ați cumpărat din IAR și așa mai departe, nu trebuie să fim validatori ca să facem bani. Atunci, cine vrea doar cumpără tokenul, cine vrea să facă și pe investitorul, pe validatorul, are în vedere, se uită și vede ce și cum. Mulțumesc pentru vizionare, pa!